Sabi, urmează încă o finală pentru CSM Târgu Jiu cu Măgura Cisnădie. Cum sunteți înainte de această confruntare? Eu cred că suntem destul de ok, deși am avut un meci nereușit la Zalău, ca să zic așa. Dar știm importanța acestui meci și suntem 100% că vom da tot ce putem pe teren. A fost o confruntare foarte strânsă în tur, din păcate pierdută de noi. Cum facem să le învingem de această dată? Eu cred că de data aceasta avem și avantajul publicului, faptului că jucăm acasă. Pe lângă asta avem și toată experiența din cupele europene. Am avut meciuri foarte, foarte puternice și cred că asta ne-a ajutat și cred că s-a și văzut în ultimele meciuri că am reușit să ridicăm nivelul. Echipa a crescut, așa cum bine spuneai. Crezi că va fi o problemă să ne îndeplinim obiectivul? Nu. Eu personal cred că nu va fi nicio problemă să ne îndeplinim obiectivul. Dacă ținem nivelul la fel de ridicat ca până acum, cred că cel puțin meciurile de acasă nu vom avea nicio problemă. Trebuie să evităm și barajul? Da, clar. Asta este obiectivul, să evităm și barajul și sunt sigură că vom reuși.